Numărul firmelor care au intrat în acest an în insolvență pe plan național a crescut cu mai mult de 30% față de 2011, în condițiile în care numărul celor radiate s-a menținut aproape 200 de societăți, închizându-se zilnic, iar Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență anunță că acest procent va crește până la finalul anului, estimându-se că vor fi depuse în total aproape 28.000 de dosare. Problema societăților mici și mijlocii se resimte și în Prahova, cei mai afectați fiind angajații firmelor cu insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor.